În această perioadă, problema țurțurilor este tot mai întâlnită. Proprietarii locuințelor din Brașov au ca obligație îndepărtarea țurțurilor și a gheții formate pe acoperișurile clădirilor. Aceștia pot reprezenta un adevărat pericol pentru pietoni. Fiecare proprietar este răspunzător de pagubele pe care le produce clădirea pe care o deține în proprietate, astfel încât și pentru țurțurii care, dacă Doamne ferește, cad pe domeniul public, răspund atât civil pentru pagubele materiale, cât și penal dacă o persoană este afectată de acești țurțuri. Colegii de la poliția locală îi atenționează cu privire la aceste riscuri, iar în anumite situații chiar se solicită sprijinul ISU pentru a da țurțurii jos. Potrivit reprezentanților ISU, este necesară asigurarea și facilitarea accesului autospecialelor de intervenție în cazul producerii unor situații de urgență, în special în zonele aglomerate, în stațiuni turistice și în zonele în care sunt construcții izolate.